Numărul mic de cetățeni, aproape 3.000 care s-au autorecenzat în râmnic la jumătatea perioadei destinată autorecenzării, a determinat primăria municipiului să facă apel la toți râmnicenii să apeleze în număr cât mai mare la această procedură. Autorecenzarea asistată reprezintă modalitatea prin care înregistrarea informațiilor specifice a recensământului este efectuată de către persoană însăși cu sprijinul unui recenzor. La nivelul râmnicului au fost amenajate șapte spații pentru autorecenzare asistată, respectiv, Piața Nord, strada Matei Basarab numărul 1A, spațiul administrativ din cadrul rotondei comerciale, Arenele Traian, Bulevardul Nicolae Bălcescu 24, parterul Direcției Economico-Financiare, Sediul la Pavile Sa, strada Carul I, numărele 3 la parter, Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Nicolae din strada Antimii, Vireanu, numărul 17, sala de sport, Cinematograful Geo cu Bulevardul Tineretului, numărul 2A, în Foyer, Caseria Ostroveni, strada I.C. Brătianu, numărul 6A și grădinița cu program normal Colonie din strada Caporal Hanciu, numărul 1, holul de acces, în care recenzorii sunt la dispoziția cetățenilor în fiecare zi a săptămânii, între orele 9-19 până în 15 mai 2022, dată de la care va demara acțiunea de recenzare prin interviu față în față a celor care nu s-au înregistrat până la acel moment de reținut că salariații care fac autorecenzarea fie direct, fie într-un punct de autorecenzare asistată, în această perioadă beneficiază de o zi liberă în baza dovezii de autorecenzare care se liberează online în termen de șapte zile de la validarea procedurii.